declarația făcută aseară de domnul fostul președinte al României, domnul Traian Băsescu. Acesta spunea că în cazul în care astăzi guvernul Sturza nu va obține votul Parlamentului, domnul Plahotniuc trebuie expulzat din țară pentru că ar face anumite jocuri. Cum comentezi? Eu nu o să comentez ideea propoziție, dacă în general pot să o numesc idee. Dar o să comentez contextul în care se face și respectiv autorul care face o asemenea declarație. Eu gândesc că asemenea declarații pot fi calificate în mod direct ca ingerință în afacerile interne altui stat, iar pentru domnia sa, ex-președintele României, cred că i-ar sta mult mai bine dacă s-ar ocupa de afacerile interne al statului pe care îl reprezintă. Încă întrebări?